care e ultima carte pe care ai citit dumneavoastră? Păi... Ce vă mai aduceți aminte? Nu e nicio... Nu știu... Sunt multe cărți care mi-o aduc aminte. Spune-mi una. Multe. Spune-mi câteva. Nu știu, că nu prea m-a pasionat cărțile așa și nu prea m-am uitat. La ultima pe care ai citit-o? Am citit din... Nu știu, din foarte multe cărți, dar nu mai mi-aduc aminte din care este, că sunt foarte multe. Ai citit foarte multe și nu le mai știi? Da. Dă măcar, nu știu, care e autorul tău favorit? Hai să o luăm așa. Nu. Din care cărți? Care-ți plac ție? Nu... Păi zice că este Mihai Eminescu. Mi-a plăcut foarte mult și am citit. Ce ai citit din Eminescu? Foarte multe. Dă-mi așa, câteva, nu știu. Au fost poezii, au fost foarte multe, foarte, foarte multe au fost. Și din care nu le mai țin minte. Da, nu, că nu te cum să le spui. Ce ți-a plăcut la Eminescu? Adică ce ai apreciat? Mi-a plăcut că a fost, a scris poezii, au fost foarte multe, foarte, foarte multe mi-a plăcut la domnul Mihai Eminescu. Și din asta m-a pasionat, de am citit. Am înțeles. De roman sau ceva, ce ți-a plăcut în partea asta? Și roman și foarte mult. Ce autor de roman ai preferat? Nu știu, că nu prea mi-aduc aminte din câte este, că din câte am citit și câte am avut, am și uitat. Dar dă măcar un nume, atât. Nu, și numai nume. Nu știu. Un autor străin ai sau nu știu, ce ți-a plăcut ceva și din partea asta? Autor străin, nu. Nu. Autor străin, nu. N-ai citit sau nu? Am citit din autor străin. Am citit numai așa, din Mihai Eminescu, din Asterante. Nu, n-am citit în ultimul timp. Dar când ai citit? Ce vă aduceți aminte? Ultima, nu știu. Crede-mă că nu. La liceu sau când s-a întâmplat ultima? La școală, cărțile școlii, nu? Am înțeles. Care v-a plăcut atunci? Care v-a plăcut cel mai mult atunci? Ca gen, ca nu știu, ca ce vă plăcea să citiți când erați în liceu? Erau cărțile de povești, cărțile de... Nu, deci crede-mă că nu, n-am. Dacă acum ați avea timp, ce aș citi? Dacă, nu știu. Ceva de Eminescu, ceva de... O eventual o carte de poezii. V-a plăcut Eminescu? Sau vă place Eminescu? De ce v-a plăcut, de exemplu, Eminescu? Este mai... Nu știu cum să mai exprim. Aveți vreo poezie care v-a plăcut de la el? Nu știu, nu vă pun să o spuneți, doar să-mi spuneți. Ce te lege? Multe, sunt multe. Creangă sau nu știu, cineva... Păi am citit și din Mihai Creangă și din foarte multe, dar nu le mai țin minte, că erau de la școală, foarte multe erau. Din Creangă ăsta ce ai citit? Păi tot la fel, era compozitor, erau foarte, foarte multe. Mi-a plăcut foarte mult și din Mihai Eminescu și din Mihai Creangă și foarte multe. Dar spune din Creangă ăsta ceva, ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că știa să compună poezii din domnul Mihai Creangă și atât. O poezie știi de la el? Nu le mai știu, că eu am știut foarte multe, dar le-am uitat. De când ai? Adică tu ești la școală sau unde? N-ai mai citit după aia? Sau? Da, n-am mai citit după cartea aceea. Aia a fost ultima care s-a întâmplat acum cât timp? Oh, foarte mult timp, acum vreo 2 ani. Dacă ai avea acum mai mult timp, ce ți-ar plăcea să citești? Ce? Mi-ar plăcea să citesc din Mihai Creangă. Tot la fel. Îți plac romanele de dragoste? Da. Nu prea mult. De ce? Nu prea mult. Am înțeles. Îți plac astea, nu știu, SF-urile, de exemplu? Îmi plac. Îți plac SF-urile. Da. Ai vreun autor aici preferat? Nu am. Am înțeles. Deci ca idee, dacă ai avea timp, spui că ai citit tot ce ai citit tu, ce da. Știi. Nu te-ai băgat la altceva. Da, din Mihai Creangă, din astea la întâi. Din astea m-aș băga. Am înțeles. Autor străin nu vrei să încerci sau de ce nu te bași aici? Nu am încercat, pentru că am citit din ce am citit, mi-a plăcut. Din astea mi-au plăcut. Caragiale, de exemplu, ți-ai citit vreodată? Mi-a plăcut și Caragiale. Asta la aici ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut pentru că știu că făceau filme foarte multe. Și chiar mă uitam acum într-o zi la un film, era foarte frumoase. Ce film era? Nu știu, era românesc. Da, da, da. Foarte multe filme, am uitat cum îi zicea la filmul ăla, dar au fost frumoase. Când mai am timp așa că mă mai duc în excursii, mă mai duc în astea, la Ante, și când mai am timp, mă mai uit. Da, da, da. Nu am timp de citit, că lucrez. Care e ultima pe care așa, nu neapărat recentă sau ceva, ce se noastră aminte de când ați... Dacă v-am spus lucrez, nu am timp să citesc. Când erați mai tânără sau nu știu, când aveați timp. Nu mai mi-aduc aminte. Ultima carte, Amintiri de copilărie. Serios, asta e ultima? Da. De ce? Ce te-a impresionat la ea, de exemplu? Nică.
Ce făcea? Pula mea, știi ce făcea? Am înțeles. Și de atunci n-ai mai citit nimic sau cum? Citesc, frate. De ce? Eu cărți. Pograste, nu le citesc. Dar de ce nu le citești? Le citeam la școală, acum nu mă știu. Am înțeles. Dar dacă ai avea timp sau ți-ar plăcea, ce fel de cărți ai? Adică ca gen, așa mă refer. Gen? Așa, romane, polițiste, astea. Ți-ar plăcea? Da. Și asta nu, n-ai timp sau nu te... N-am timp, nici nu mă, cum se zice, mă atrage așa, nu. Da, mai citit de la liceu. Și atunci care a fost ultima, așa? Ce vă mai ce ziunea aminte? Cărțile de română, de geografie, de istorie, asta atât. Ați avut vreun autor preferat sau aveți și acum? În cauza timpului, probabil nu mai aveți timp. Da, sunt cu munca și n-am timp, dar... Autor așa mai preferat, Eminescu, Caragiale, astea, ce mi-mi plăcea la română, la asta. Dacă ați avea timp, ce gen ați prefera să citiți? Adică ce v-ar plăcea să citiți? Literatura, mă. Mai mult cărțile de dragoste îmi plac. De ce? Păi, m-au fascinat mai mult. M-au făcut să mă simt altfel sufletește, mai apropiat. Am avut o prietenă pe care am iubit-o și n-am mai vrut să fie cu mine și de atunci... Am citit mai mult cărțile de dragoste, cărți. Da, mai am citit așa, mai cărți așa, mai mari, mai ceva. Ține un nume, asta e ideea. Da, cu... Ce prea îmi porumbesc cu astea, cu... Da, la școală mai învățam tot așa, la școală. Da, astea cu... Ce vă place noastră? Haideți să o luăm așa, ce vă place? Ce cărți v-ar plăcea dacă ați avea probabil timp să citiți? Ce fel de... Da, mai mult... Vă învăța la școală cu baba cu 90 de cojoace, cu 100 de cojoace învățam. De ce v-a plăcut Caragiale? Adică ce v-a... Că e mai cu... de comedie, mai de-astea, mai de umor, mai de... Da, da, place da, genul ăsta. Da, genul ăsta.